M-am gândit de ce ajung atât de greu azi la lansare. Serios. Mi-a fost foarte greu să ajung. Mi s-au încurcat drumurile, s-au oprit taxiul. M-am gândit, poate Astrid nu vrea. Și să spun de ce, pentru că, într-adevăr, noi ne-am adunat aici să facem o plecăciune unui suflet. Tu asta ai făcut. Chestia cu ultima palmă de pământ peste o copilărie a unora dintre noi, eu ți-o refuz pentru că, păi da, bineînțeles, eu, de exemplu, o să mor copil, ca și dumneata. Am citit această carte care m-a emoționat extrem. De ce? Pentru că dacă prima dată, acum vreo 2 ani, la rugăciunea unui măr, nu? Am uimită, am descoperit pe cineva care scrie foarte bine poezie, acum am descoperit un poet. Avem în față, real, un poet de mare talent. Și sunt onorată să fiu astăzi seară printre dumneavoastră. O să-mi îngădui să... E atât de imprevizibilă, e atât de inteligentă, e atât de sensibilă, e atât de odela, scrie ca și când respiră, ai senzația că nimic nu e scrămut, nimic nu e căutat, e ca un fel de prea plin care se varsă. Asta a fost senzația. E un prea plin de poezie care curge. Și așa ceva e rar. Eu nu fac critică, nu mă pricep, îți spun ce am simțit cu sufletul meu. Dacă mai plângi aici... Bine, atunci și eu o să răcit. Așa. Mai spune ceva. Nu, prea lungă. Nu e vorba de asta. Mă spun și tu mai spun. E pe sărite. Păi da, te rog. Poftim? Mama în sală, nu s-a. Îmi pare rău, citesc ce vreau. De ce mama nu a citit asta? Nu. Nu se poate. Nu mi-a dat, nu mi-a spus. Nu ți-a dat? Nu mai așa secretoasă e? Nu știu dacă e secretoasă, dar nu mi-a spus nimic. Am fost ca o... Acum le auzi? Da. Da, tipic, e tipic. Păi surpriza, nu? Ascultă, asta a zis că să nu auzi, așa că o citesc. Ca să nu ai șoc tu când o citești. Eu nu. E superbă. Eu mi-am ucis, așa se numește. Eu mi-am ucis amanții cu o rangă, cu una fermecată de argint. Ei mă întrebau de nu cumva îi mint și s-au unit speriați într-o falangă. Și am decis să-i ucid pe rând, să nu-i îmbăt și nici să nu le cânt, doar să aleg o noapte rea cu vânt, iar pentru mine cel din urmă gând. Dar am simțit întâi un soi de milă. M-am dus să caut arma și motivul, ei erau proza, eu diminutivul și m-am întors duioasă și docilă. Apoi am luat o rangă fermecată și am spălat-o de puteri oculte, dar i-am lăsat pe ei să mai asculte cum vântul șuiera ca prima dată. Când i-am lovit, aveam ochii închiși. Eram de acum o pătăușă oarbă, iar frica începu în ei să fiarbă și ochiile erau puțin pieziși. Și am plecat cu ranga mea apoi, m-am îndreptat spre negura din zare, cu mersul târs, văzând că nu mă doare, dar m-am uitat o clipă înapoi.